mă retraumatizez când mă duc acolo și evident asta o faci cu un terapeut, o faci într-un spațiu pentru asta. Um, dar cred că e e foarte eronat cum ne uităm acolo. Știi că dacă am vedea un copil pe stradă că e într-o stare foarte nașpa, cum am reacționat? Ce am face? Cu atât mai mult când e la tine înăuntru tău strada cu copilul. Cum ai reacționa? Cum ai face? Ce are nevoie copilul ăla de decât de o... Stare de prezență, cineva să fie acolo și să vadă, da, chiar te doare, chiar e foarte nașpa ce ți se întâmplă, dar sunt aici. Nu, ai cum să make it better, de-aia nu sunt mare fană hipnoză. Sau cel puțin ce uh, mi s-a sugerat să facă hipnoză, să rescriu adică. o amintire ca și cum no. ea nu s-a întâmplat. Ok. What? Să faci alt film de la zero, cum ar fi. Da, să faci Nu am cum. Adică da. asta, în primul rând, e, mi se pare și chiar discutam cu terapeuta la un moment dat, super meta periculos pentru minte. Pentru că atunci când mintea are clar un dosar de intrare, cu lucrul ăsta s-a întâmplat, ok, poate nu ești capabilă să-l procesezi acum, dar el e acolo, cu dosarul un pending, nu e rezolvat, da. nu e clasat, da. dar e acolo. Da. Și intră cineva pe NV și scoate dosarul, modifică datele, și modifică datele, Mintea o să zică: Asta chiar a luat o razna Și atunci chiar activează protocoale de urgență de văzut Parisul. Și eu am simțit asta pe pielea mea când am încercat uh, treaba cu mantrele, sau cum se cheamă, afirmații. Așa, da. Da? Uh, tu ai o chestie, nu știu, ai o pată pe nas. Și tu da, te uiți, și în vreau să-mi Și Vreau să-mi și tu te uiți, nu și eu nu am o pată pe nas. Eu nu am o pată pe nas. Păi normal că mintea procesează asta, are o pată pe nas și zice că nu are. Asta a luat o razna. Nu ne mai putem baza pe ea.